Să aveți bucurie sufletelor dragi. Suntem în această zi în direct cu dumneavoastră într-o emisiune pe care ne dorim să fie de suflet pentru suflete. O emisiune în care vă vorbesc despre problemele pe care le aveți și cu care, de fapt, dumneavoastră vă confruntați. Vă vorbesc despre întâmplări ale vieții și trăirea ale sufletului, pentru că această emisiune vă este dedicată vouă. Această emisiune este, de fapt, un dar pe care îl primiți de la Dumnezeu prin intermediul unor oameni care astăzi vă vorbesc și vă învață lucruri noi. Sunt oameni în viața noastră care apar de nicăieri și care ne pot influența viața în bine sau ne pot influența viața în rău. Să știți că fiecare om pe care noi l-am întâlnit în viața noastră poate fi o lecție. Acea lecție de care noi astăzi nu vrem să ne mai amintim sau acea lecție de care noi ne-am legat pentru totdeauna, pentru că sunt relații și prietenii între oameni care rămân pentru totdeauna sau care se șterg într-o clipă. Așa că în această emisiune în care, după cum citiți pe micul ecran, vă vorbesc fiecărui om, fiecărui suflet, aș vrea să știți că, întâmplător sau nu, dacă ați deschis televizorul această oră, această oră, de altfel, este una care vine să ne arate minusurile și plusurile din viața noastră sau vine să ne descopere lucruri pe care noi de fapt le știam, dar nu le-am conștientizat. Tema emisiunii o citiți, o vedeți, de ce ne complicăm uneori viața și cât de mare adevăr conțin aceste cuvinte. La această întrebare cred că ar trebui să răspundă mulți dintre cei care astăzi mă urmăriți. La această întrebare ar trebui să răspundă mulți dintre cei care astăzi plâng, pentru că lacrimile care curg din ochii voștri sunt de fapt cuvintele sufletului care vă vorbește și vă ceartă. De ce? De ce? De ce? Ai acceptat ca astăzi tu să fii umilit, ca astăzi tu să fii înlăturat sau pus deoparte, deși ești un om valoros și acel de ce despre care tocmai vă vorbeam are o mare legătură cu modul în care noi ne-am construit viața într-un anumit moment al ei sau modul în care vom reuși să ne-o construim de azi înainte în urma a ceea ce a mai rămas, pentru că sunt oameni care s-au căutat o viață și s-au despărțit într-o clipă, sunt oameni care și-au sacrificat viața, și-au sacrificat sănătatea și timpul pentru a aduna averi, pentru a aduna bani, pentru a aduna de altfel lucruri care produc sau au produs plăcerea acestui trup trecător și astăzi nu le-a mai rămas nimic, le-au rămas amintirile, pentru că oamenii care cândva erau lângă voi la masă, care se bucurau cu voi și cheltuiau cu voi ceea ce voi ați reușit să realizați, astăzi nu mai sunt pentru că nu mai aveți ceea ce ați avut odată. Complicațiile vieții, iubiții mei, vin de multe ori din modul nostru de a gândi și de altfel vin dintr-o lume care de fapt nu este lumea noastră și nu ne aparține. Mulți vă veți întreba ce caut eu în lumea aceasta. Ați ajuns într-o lume care nu vă reprezintă. Într-o lume în care prestanța, valoarea voastră este sub zero. Ați ajuns într-o lume în care nu știți
cum și ce să faceți pentru a ieși din această durere permanentă pe care vă aduce fiecare zi. Și iată că la aceste momente de tristețe pe care mulți dintre noi le avem, există un răspuns. La aceste momente de tristețe pe care mulți le trăim și poate suferim și plângem când nimeni nu ne vede, există o rezolvare, există un ajutor pe care Dumnezeu ți-l trimite prin glasul unui om ales, prin glasul unui preot, prin glasul unui profesor, prin glasul unui duhovnic, prin glasul unui medic. Această lume despre care eu vă vorbesc este o lume a binelui, a dragostei și a iubirii de semeni. E o lume care, de fapt, este departe de ceea ce mulți dintre voi trăiți astăzi. Este o lume a sfințeniei. Mulți mă veți întreba, părinte, cum pot să ajung să cunosc această lume? Mulți îmi spuneți atunci când mă sunați, părinte, cum pot fi ajutat? Părinte, am o problemă și, din păcate, nici bine nu reușiți să mi-o spuneți la telefon și începeți să plângeți. V-aș întreba, știți cine plânge? Sufletul vostru. De aceea avem nevoie de ajutor. Ori eu, să nu uitați că sunt un simplu om, sunt un om care, mă rog, vă pomenesc în rugăciuni, dar apelez la ajutorul sfinților, care sunt atât de minunați, care sunt mărgăritarele noastre în ceruri. Și în mod special apelez la unul dintre cei mai minunați sfinți pe care Dumnezeu a hotărât să mi-i trimită în cale, și vă vorbesc despre Sfântul Mare Mucenic Pangratie, de care v-am vorbit de fiecare dată și pe care îl vedeți în Sfânta Icoană aici pe micul ecran. Acest sfânt, iubiții mei, repet ceea ce poate am mai spus și în alte emisiuni, este sfântul vostru, este sfântul dorințelor, în care, dacă vă puneți nădejdea și credința că va mijloci înaintea lui Dumnezeu pentru voi, veți obține de fapt ceea ce vă lipsește astăzi. Și multora, știți ce ne lipsește? Liniștea. Toți banii din lume, toate bucurile pe care ți le oferă această viață pot fi trecătoare și nu pot rămâne la sufletul tău. Ceea ce rămâne și ceea ce va rămâne și la ceea ce tu vei putea veghea sunt amintirile frumoase care au construit de fapt raiul din care nimeni nu te va izgoni niciodată. Acele amintiri frumoase despre care eu vă vorbesc astăzi sunt de fapt regăsite în bucuria acestei vieți pe care voi ați trăit-o, mai mult sau mai puțin, și v-aș întreba și v-aș ruga să vă întrebați ce bucurii și cât de mult din această viață, până la vârsta pe care o aveți, ați trăit pentru voi și cât dintre anii pe care voi astăzi îi numărați de la 20 în sus, 70, 80, i-a trăit pentru alții. Pentru că o viață întreagă ne strofocăm, ne luptăm să adunăm averi și comori, ne luptăm de fapt să adunăm acei bani care ulterior nu ne ajung să-i cheltuim pe medici. Știți cât de dureros este pentru mine ca duhovnic să aud în fiecare zi zeci de oameni care vin și cer ajutorul lui Dumnezeu, cer ajutorul lui Dumnezeu prin intermediul rugăciunilor mele, dar în mod special a unui mare sfânt de care v-am vorbit, Sfântul Pangratie, Marele Ajutător. Fiecare om are o problemă. Fiecare om are o viață a lui, fiecare om, iubiții mei, are o dorință, iar dorințele despre care eu v-am vorbit, iată, cum pot fi împlinite de ajutorul sfinților. Și avem atâția sfinți minunați care sunt mărgăritare ce Dumnezeu le-a rânduit pentru țara noastră.
V-aș aminti pe scurt Sfânta Parascheva de la Iași, Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitrie, ocrotitorul Bucureștilor, Sfântul Antonie, Sfânta Filoftea de la Curtea de Argeș, Tatiana de la Craiova și mulți alți sfinți, Nectarie, pe care Dumnezeu a hotărât să-i trimită în întâmpinarea oamenilor care au necazuri, suferințe și dureri. Și mă refer la sfinții care sunt recunoscuți ca fiind vindecători de suferințe, de boli, dar mă opresc din drumul meu și la Sfântul Pangratie, îndeplinătorul sau împlinitorul dorințelor noastre, pentru că el este numit de altfel și avocat al nostru în ceruri. Iubiții mei, eu sunt dator ca preot, sunt dator ca mentor spiritual, ca antrenor de viață, pentru că, iată, am scris mai multe cărți, mă pregătesc în curând să vă prezint o nouă carte care va fi de altfel atât de bine construită, încât fiecare om care o va citi, mă scuzați, se va regăsi de fapt în cuvintele și expresiile mele, pentru că ea a fost scrisă din experiența suferințelor voastre, iar titlul ei se va numi De unde apare degradarea psihică. Aici aș vrea să mă opresc puțin și să vă spun că degradarea psihică are o mare legătură cu degradarea trupului nostru acesta, a corpului. Sunt oameni care sunt perfect sănătoși, sunt oameni care și-au obținut de la medici rezultate în care organismul este perfect și cu toate acestea, acești oameni sunt foarte bolnavi. Am întâlnit oameni care au venit la bisericuța din lemn Sfânta Maria din Voluntar Pipera, unde prin voia lui Dumnezeu și a Maicii Domnului am ctitorit acel loc. Această bisericuță care îl găzduiește astăzi pe Sfântul despre care eu v-am vorbit, Sfântul Dorințelor. În această bisericuță, unde cu ajutorul Bunului Dumnezeu voi construi racla, căsuța pe care o voi dărui ca dar al dumneavoastră, celor care veți ajuta și veți contribui cu puținul vostru, Sfântului Pangratie, unde veți putea să veniți să vă închinați și să vă spuneți dorințele voastre. Vă voi spune de ce îi se spune Sfântul Dorințelor, dar aș vrea să revin la ceea ce vă spun de oamenii care de altfel vin, care plâng și care vin și își povestesc viața cât de degradantă a devenit aceasta prin suferința ce este pricinuită de minte, de gânduri, de nopți albe nedormite și în mod special părinții care își văd copiii atât de neajutorați, fie că se droghează, fie că nu-și găsesc soarta. Și știți care este cea mai mare durere a unui părinte? Atunci când știe că într-o zi va pleca din această lume, atunci când el se gândește că a muncit o viață ca să-și crească copilul cu dragoste și acesta nu și-a găsit perechea sufletului, va rămâne singur, a cui sau cine îl va mai îmbrățișa sau o va mai îmbrățișa și va șterge lacrimile acelei fete sau acelui băiat care astăzi, singur fiind, este atât de dezorientat și nu știe încotro și pe unde să o apuce. De aceea, iubiții mei, nu vreau să spun că bisericuța noastră, bisericuța din lemn, Sfânta Maria din Voluntar Pipera, este mai deosebită decât altele. Toate bisericile pe care dumneavoastră le-ați vizitat și le vedeți împreună cu mănăstirile și toate podoabele acestea pe care Dumnezeu le-a rânduit să le avem ca să ne tratăm sufletul și să ne-l vindecăm de suferință, sunt daruri a lui Dumnezeu ce vin ca răsplată a bunătății sau pentru mulți care am trăit în răutate, în bârfă, ca mesaj al vindecării, al iertării pe care noi trebuie să ne-o acordăm nouă și celor care ne-au greșit. Dar revenind la bisericuța pe care am ctitorit-o cu voia Bunului Dumnezeu și a Maicii Domnului,
Și revenind la, de fapt, frumusețea pe care aceasta o are și de care cei care ați trecut pe acolo o puteți confirma sau pe care o puteți confirma, aș vrea doar să vă spun că există locuri binecuvântate de Dumnezeu unde energia acelui loc este simțită și regăsită cu acea chimie a corpului, a minții tale, unde de fapt îți găsești liniștea. Vorbeam de oamenii care sunt în starea de degradare psihică. Da, sunt din ce în ce mai mulți. Spitalele de boli mentale sunt pline cu foști profesori, foști avocați, foști funcționari cu funcții înalte, care au clacat în fața unor probleme și suferințe la care nu s-au așteptat niciodată. Aceste spitale, pe care nu vreau să le numesc sau să le dau nume, dar vă înțelegeți și poate le știți mulți dintre voi, pentru că ați avut rude, ați avut poate oameni foarte apropiați sufletului vostru, pe care i-ați întâlnit și ați auzit că au trecut pe acolo tocmai pentru a-și trata problemele psihice, care nu numai că le-au adus această stare de degradare fizică, pentru că un om care are o minte bolnavă, un om care și-a pierdut încrederea în el, un om care este în anxietate și în depresie, nu mai are grijă de el, de trupul lui, nu mai are de ce să se bucure, urăște lumina, vrea să stea în întuneric și în izolare, și acel om se depărtează încet cu încetul de lumina și de puterea dragostei lui Dumnezeu, pentru că liberul arbitru, libera voință, din păcate sau din fericire, este mai mare decât puterea unora de a interveni, de a ajuta și de a-i scoate de acolo. Cine te ajută în aceste momente? Au fost oameni care, atunci când m-au întâlnit, aveau 15 pastile psihotrope pe zi. Aveau tratamente care, de fapt, îi conduceau spre o viață care nu le aparținea lor. Erau zombii, dormeau în fiecare zi, se trezeau, mâncau și iar dormeau, plângeau, iar mâncau și așa mai departe. Și treceau zile, luni, fără să înțeleagă că, de fapt, fiecare om care este pe acest pământ, iubiții mei, are un rol și un rost, până și cerșetorul, cel care îți bate la geam, la mașină și îți întinde mâna, are rolul lui în acest univers. Și mă veți întreba de ce? Pentru a-ți încerca ție bunătatea, pentru a te testa pe tine, iubite creștine, iubite suflete, cel care astăzi vii, te prezinți înaintea lui Dumnezeu și spui: am casă, am mașină, am bani în cont, am o funcție, și ce dai pentru astea? Ce ai dat la schimb universului pentru tot ceea ce ți-a oferit Dumnezeu în dar? Cu ce ai contribuit concret? Vă rog, vă rog și vă rog să vă luați o icoană a unui mare sfânt care vă ajută și spuneți: a, e scumpă, e scumpă, așa este. Pentru cei care cheltuie de 10 ori mai mult pe medicamente sau la restaurante, la chefuri, nu e nicio problemă. Când e vorba să-ți cumperi o podoabă pentru suflet și să-l rogi pe sfânt să-ți devină mijlocitor și să-l rogi pe sfânt să-ți devină, de fapt, avocat al tău în ceruri și să-l roage pe Dumnezeu să-și amintească de tine, e foarte scump. Și atunci v-aș întreba, iubiții mei, pe voi, cei care astăzi mă ascultați, poate unii pentru prima dată, cât costă fericirea voastră? Pentru că fericirea este strict legată de sănătatea trupului, nu înțelegeți? Dacă ești perfect sănătos și nu ești fericit, ești bolnav. Pentru că fericirea, să țineți minte ce vă spun astăzi, fără iubire doare. Purtăm în cârcă multe, multe povești triste. Purtăm în cârcă probleme pe care nu le-am rezolvat noi, părinții noștri, strămoșii noștri. Blesteme, farmece, vrăji, lucruri urâte care, de fapt, știți ce au făcut? Ne-au condus din lumea noastră de liniște
într-o lume a hulei, a răutății și a bârfelor. Nu sunteți voi aceia. Vă rog din sufletul meu de preot duhovnic, vă rog să nu mai fiți răi, vă rog să vă schimbați viața, pentru că va veni o zi în care veți apela la ajutorul lui Dumnezeu și veți aștepta ca Dumnezeu să vă răspundă rugăciunii voastre. Și toate aceste ore, toate aceste zile pe care voi, iubiții mei, le-ați petrecut departe de Dumnezeu, vor fi contorizate. Iar în momentul în care vei fi întrebat până acum unde ai fost, unde am fost eu, îți va pune întrebarea Dumnezeu la judecată, de ce nu ți-ai amintit de mine când îți era bine? V-aș întreba pe voi ce răspundeți. Există această carte care se numește Dezlegarea celor 7 noduri ale vieții. Este o carte de dezlegări care conține acatiste către toți sfinții, către sfinții pe care îi cunoașteți și în mod special și acatistul Sfântului de care v-am vorbit. Sunt oameni care o citesc și care îmi scriu: părinte, ne-ați schimbat viața. Nu eu v-am schimbat-o, iubiții mei. V-au schimbat viața îngerii pe care voi ați chemat lângă voi. V-au schimbat viața sfinții pe care voi ați pomenit aici, pentru că fiecare problemă pe care noi oamenii o avem poate fi rezolvată și are o rezolvare, așa cum există medicamente pentru fiecare problemă a acestui corp fizic. Există rugăciuni și acatiste ale sfinților pentru problemele noastre pe care le avem. Unii pentru băutură, alții pentru curvie, alții pentru vicii, alții pentru despărțire, alții pentru căsătorie, alții pentru a face copii și multe altele. În această cărticică găsiți răspunsul la ele, mai ales că această carte este însoțită de acest unt de lemn. Acest unt de lemn care, de fapt, este mesajul bucuriei. Mesajul pe care voi îl luați de la Sfântul Pangratie, aducătorul de bucurie. Sfântul care a ajutat atâția oameni, că nu le-aș putea da numele, și le mulțumesc tuturor acelor suflete minunate care au contribuit cu bănuțul, puțin sau mult. M-au ajutat să pot plăti avansul la construcția raclei din argint, ce va fi atât de frumos construită încât atunci când veți veni să vă închinați la ea, și vă invit cu drag, din 25 martie, 26 și 27, în cele 3 zile de rugăciune, să veniți să vă rugați și să participați la rugăciunea de dezlegare a sufletului vostru de păcate, de suferință și de povările pe care voi le aveți sau povarele pe care voi le aveți. De ce? Pentru că aceste rugăciuni, iubiții mei, sunt pansament pentru sufletul vostru rănit care plânge. Aceste rugăciuni sunt rostite de către voi, credincioși, și sunt cunoscute de altfel pentru că sunt regăsite multe în cărțile, în acatiste, în ceazlov și multe alte cărți bisericești, dar ele sunt clar determinate de problemele pe care noi le avem. Și acest îndrumar pe care vi l-aș recomanda cu toată dragostea să-l aveți atunci când cereți icoana Sfântului, să vă aducă în casa voastră bucuria, așa precum mulți dintre cei care îmi scrieți astăzi îmi mulțumiți și îmi spuneți: părinte, v-am ascultat sfatul și din ziua în care îl avem pe Sfântul în casa noastră, viața noastră s-a schimbat. Îmi spun mulți că nu-și puteau vinde casele ani la rând și Sfântul i-a ajutat într-un termen foarte scurt să-și realizeze visul. Îmi spun mulți că au trecut prin operații grele, că nu-și puteau găsi de fapt leacul care să le aducă lor acel confort mental, să știe că în sfârșit s-au făcut bine și Sfântul i-a ajutat. Au fost părinți care au plâns pentru copiii lor, că erau departe, că nu-și găseau rostul în viață și astăzi sunt fericiți că au devenit bunici și sunt împreună. Și multe alte exemple care ar putea să ocupe întreaga emisiune,
pe care astăzi v-am dedicat-o în mod special sufletelor voastre. M-aș opri puțin la povestea vieții fiecărui om. M-aș opri puțin la fiecare dintre privitorii mei de la această oră. Și să știți că astăzi vă vorbesc vouă, chiar dacă sunt la televizor, vă citesc ochii, care poate sunt umeziți. De ce? Pentru că ceea ce v-am spus și vă spun vă atinge sufletul. Să știți că dacă ar fi să vă întreb ce durere ai, fiecare om ar putea să scrie o carte și să-mi spună: părinte, atâtea am și atâtea probleme aș avea să vă spun, de aș avea nevoie de ore în șir să vi le povestesc. Eu vă spun, iubiții mei, că nu este nimic întâmplător tuturor celor care astăzi suferă, tuturor celor care astăzi trec prin suferință. Le spun să nu se piardă, căci mai există o șansă. Acea șansă de care eu vă vorbesc astăzi, iubiții mei, este o șansă pe care voi trebuie să vă acordați vouă. De ce? Pentru că ea, de fapt, are legătură cu urcușul sau cu coborâșul pe care tu îl hotărăști și te voi întreba, iubite suflete, unde vrei să ajungi și ce vrei să faci. Dacă vrei să urci, dacă vrei să crești, atunci ascultă în continuare. Ascultă povețele unui om de rând, un simplu preot care astăzi îți vorbește. Mă găsești pe YouTube, Aducător de Bucurie. Mă găsiți la bisericuța pe care eu am ctitorit-o. Acolo unde nu fac niciun rău. Acolo unde vă aștept cu drag și vă dau sfaturi. Acolo unde vă învăț să vă rugați și nu cred că am trimis pe cineva la bar sau la discotecă, ci din contră, i-am trimis să se roage pe toți cei care au venit prin hăinuța care ați lăsat-o acolo. V-ați găsit de fapt răspuns la multe din durerile voastre, iar cei care au avut îndoială, cei care au îndoială, cei care s-au lăsat influențați de veninul și răutatea scoasă pe gură de alți confrați sau de alți oameni, înseamnă că n-au fost suficient de dornici ca viața lor să se schimbe, pentru că cu Dumnezeu nu te poți juca. Poți să te joci de-a v-ați ascunselea, poți să te joci cu un om, să te joci cu mintea, cu sufletul lui, dar cu Dumnezeu nu poți să faci asta. De ce? Pentru că El este drept, este Dumnezeu al adevărului și înainte de toate este Dumnezeul iubirii. Ori aș vrea să vă întreb pe voi și vă rog să fiți atenți la această întrebare: cât de mult vă iubiți voi și apoi cât de mult vă iubiți aproapele? Și mă refer la acea iubire sinceră, nu la cea care este tradusă astăzi prin filme de ochiate, prin interesul pe care tinerii l-au sau cunoscut ieri și astăzi deja sunt în pat și fac prostii. Nu asta este iubirea, iubiții mei. Iubirea despre care eu vă vorbesc este ceva pur, este ceva unic, este ceva care se oferă fără a cere ceva la schimb. Este acel dar pe care Dumnezeu, să țineți minte ce vă spun, nu l-a dat oricui. De ce? Pentru că acolo unde în suflet există răutate, iubirea n-are ce să caute. Iubirea cu răutatea sunt de fapt întunericul cu lumina. Niciodată întunericul cu lumina nu vor putea conviețui împreună. De aceea în cărțile mele, în Te iubesc, cartea care a schimbat zeci de mii de tineri, i-a adus aproape de Dumnezeu. Lucrurile acestea, din păcate, unii nu le văd. Cartea 135 de cuvinte, manualul care, atunci când îl deschizi, îți spune ce ai de făcut. Cartea Sacroterapia, primul manual de sacroterapie pe care eu l-am scris, un manual dedicat vindecării sufletului, și cartea Tu mă iubești, cartea care, de fapt, te întreabă dacă ești iubit și dacă poți să iubești, pentru că nu poți avea pretenția ca tu să fii iubit câtă vreme tu nu iubești. Și atunci, iubiții mei, vă întreb ce facem cu viața noastră sau de ce ne complicăm viața, pentru că vin multe fete și îmi spun: părinte, sunt într-o relație, dar nu mă reprezintă. Îl întreb, îl iubești? O întreb, îl iubești?
și spune, sincer, nu. Și atunci de ce îți complici viața? Nu există viitor acolo unde nu există iubire. Să țineți minte ce vă spun. Nu există viitor acolo unde nu există particula lui Dumnezeu, regăsită de fapt în dăruirea pe care tu o faci pentru că așa simți și vrei. Însă, atenție, la tinerii de astăzi, la tinerii noștri și la dumneavoastră cei din vârsta a doua, a treia, că iubirea uneori e oarbă și atât de oarbă încât ne orbește pe noi, cei care credem că le știm pe toate. Iubirea, iubiții mei, este un dar de-a lui Dumnezeu. Dar ca să fii sigur că e darul lui Dumnezeu, trebuie să-l privești pe cel de lângă tine ca egal și să vezi dacă simte ceea ce simți tu. Dacă merge cu tine la biserică, dacă se împărtășește cu tine, dacă participă la slujbele de spovedanie, de căință și în mod special dacă participă la ceea ce se numește hrana sufletului, rugăciunea. Dacă aceste lucruri le faci, înseamnă că este darul lui Dumnezeu pentru tine. Și voi doi vă meritați. Dacă el n-are nimic de a face cu ceea ce simți tu, sau dacă ea este împotriva a ceea ce tu gândești sau voi gândiți și așa mai departe, eu cred că ar fi bine să vă mai gândiți, să meditați și să vă analizați viața, pentru că a trăi o viață singur în doi este atât de dureros și atât de grea această viață, pentru că această viață, din păcate, este una singură. Acum ai 20 de ani, mâine ai 40, poi mâine 60 și te întrebi pentru ce am trăit. Ce am realizat eu în viață sau cui voi rămâne? Cui voi lăsa tot ceea ce am construit? Cui voi lăsa tot ceea ce am făcut frumos în această lume? De aceea vă rog, iubiții mei, rugați-l pe Sfântul Pangratie să vă lumineze viața. Știu că aveți mulți sfinți în casă. Mulți îmi spuneți, părinte, am 20-30 de icoane. Lângă acelea 30 mai încape una. Puneți-l lângă ușă să vă amintească că fiecare om care are o dorință trebuie să-și primească și răspunsul la dorință și orice problemă pe care o are, are și o rezolvare. De aceea, iubiții mei, astăzi mesajul pe care eu vi-l transmit este unul de suflet pentru suflet. Vă este dedicat vouă și mă veți întreba de ce nouă, pentru că așa am simțit să vă vorbesc fiecăruia dintre cei care mă priviți, pentru că nu există om perfect, pentru că nu există om care să vină și să-mi spună mie astăzi, indiferent cine ar fi, că n-are nicio problemă. Singurii oameni care n-au probleme sunt cei morți. Ori aș vrea ca voi, cei care astăzi mă ascultați, să fiți oameni vii, să vă treziți din adormire, să vă treziți conștiința. Cei care sunteți în degradarea psihică, să spuneți stop, de azi înainte nu mai sufăr. De azi înainte am un motiv pentru care să lupt și acela se numește iubirea de Dumnezeu. Și iubirea pe care eu trebuie să mi-o acord mie, pentru că nu pot să spun cuiva, ai grijă de tine dacă eu sunt praf și n-am grijă de mine. Aici cred că ar trebui să ne gândim mulți dintre cei care astăzi ne ascultăm și ne auzim la televizor, de fapt, propria gândire sau propria voce spusă prin gura unui preot. Aveți grijă de voi, iubiții mei, căci atât de repede trece viața și vă veți întreba cu ce te-ai ales în viață. Fiți milostivi, de aceea vă rog, ajutați-ne să construim racla Sfântului Pangratie. O raclă pe care voi, de fapt, o veți avea ca mândria voastră, căci voi, românii, membrii ai acestei țări frumoase, fii ai acestei glii binecuvântate de Dumnezeu, ați realizat ceva, ați pus un bănuț care s-a materializat într-o operă de artă, o frumusețe unde un sfânt va sălășlui sute de ani de acum încolo. Și vă va pomeni pe fiecare dintre voi în ceruri, prin jertfa voastră, prin ctitoria voastră, fie la această raclă, fie la construcția unei biserici din comuna voastră, orașul vostru, și de ce nu, și la contribuția de a construi Catedrala Mântuirii Neamului. Știți, spuneam într-una dintre emisiunile
de la o altă televiziune că strigă acest popor: vrem spitale, nu vrem catedrale. De fapt, știți ce cereți? Îi cereți lui Dumnezeu să vă dea bolnavi ca să umpleți spitalele, ca să le construiți și să n-aveți locuri, că de fapt asta cere poporul. Vrem spitale. Iubiții mei, cereți mai bine biserici și catedrale, ca să aveți locuri unde să vă curățați sufletul, să vă găsiți liniștea despre care vă vorbesc și spitalele să rămână cât mai goale, pentru că spitalul, atenție, pe care mulți îl duceți cu voi, este cel de acasă. Acolo, acasă la voi, se întâmplă să fiți în suferință sau puteți fi într-o bucurie permanentă, în care sunteți înconjurat de glasul îngerilor, în care sunteți înconjurat de dragostea și iubirea lui Dumnezeu. Și acolo, iubiții mei, în casa voastră, vă construiți raiul în care puteți trăi sau iadul în care trăiți de acum înainte, pentru că fiecare om își poate transforma raiul în iad sau iadul în rai. Așa că depinde de noi ce ne alegem, de felul în care știm să ne complicăm viața sau să o trăim frumos, de felul în care știm să nu fim răi, să nu fim egoiști, bârfitori, căci fiecare bârfă și fiecare gând de răutate te coboară într-un iad al suferinței, de care vei avea parte în foarte curând. Să fiți buni, să fiți iubitori, să fiți blânzi, să fiți iertători și să spuneți: eu, dacă voi pleca din această lume, vreau să las în urma mea amintirea frumoasă a unui om bun, a unui om de care lumea să-și amintească cu drag și să plângă că din această țară a mai plecat o valoare. Asta vă doresc să fiți și să ajungeți ca la 100 de ani, atunci când veți sărbători acea mare și frumoasă sărbătoare și înălțătoare, să spuneți: am trăit până la 100 de ani pentru că atunci când eram tânăr am ascultat un preot care mi-a spus care este secretul de a scăpa de degradarea psihică și de a mă bucura de viața pe care mi-a dat-o Dumnezeu, cu bune și cu rele, și pentru care eu din acel moment i-am mulțumit. Aici este de fapt secretul pe care fiecare om trebuie să-l știe, să-i mulțumești lui Dumnezeu în fiecare zi pentru toate câte ți-a dat, și dacă ți-a dat suferință, ți-a dat-o ca din ea să înveți, să te îndrepți, să te întorci la Dumnezeu, să te întorci cu fața către El și să-i ceri iertare pentru păcatele tale, pentru păcatele părinților tăi, strămoșilor tăi, care poate au plecat din această lume și nu s-au împărtășit niciodată, nu s-au spovedit niciodată. Părinți care au plecat poate cu o suferință, că nu le-ați adus nepoți în brațe să-i vadă că ați copilărit și ați experimentat relații, voi fetelor sau voi băieților, până când părinții voștri au îmbătrânit, au plecat din această lume și nu le-ați dat acest privilegiu de a-și strânge în brațe nepoții care să le spună poezii și să le spună cât de mult își iubesc bunicii sau cât de frumos au învățat ei să scrie sau să cânte la grădinița sau locul în care se dezvoltă. Acestea sunt realizările pe care noi oamenii trebuie să le avem. Acestea sunt lucrurile frumoase pe care noi le putem lăsa în urmă. Acestea sunt, iubiții mei, faptele despre care eu vă vorbesc, de a fi milostivi, de a ajuta o biserică să-i construiască o casă unui sfânt, de a vă cumpăra în casa voastră o icoană și nu să mă întrebați cât costă, nu costă o avere. Este atât de mic prețul în comparație cu cheltuielile, cu plăcerile, în ghilimele, și multe alte prostioare pe care noi oamenii le facem aruncând cu bani în stânga și în dreapta. Nimic nu are preț când este vorba de suflet. Indiferent cât ar costa, este vorba de bucuria pe care eu mi-o aduc în viața mea și în sufletul meu. Acest lucru vreau v-aș ruga să-l înțelegeți și să-l învățați. Câtă vreme
Un anumit lucru ți aduce bucurie, nu are preț. Și când vei gândi așa, vei vedea cu odată cu această gândire și energia banilor, și energia lucrurilor frumoase, și energia bucuriei, sănătății. Te vor căuta pentru că ele sunt pe o frecvență atât de înaltă încât nu oricine le poate întâlni sau le poate cunoaște. Le vor întâlni și le vor cunoaște doar oamenii care au sufletul bun. Le vor întâlni și le vor cunoaște doar acei oameni care nu vor cântări din câte ingrediente se face o plăcintă, că nu vor mai mânca niciodată. Dacă stai să te gândești că vei consuma făină, zahăr, lapte, gaz, timp, o să-ți piară pofta de a mai mânca. Dar dacă vei gândi, dacă astăzi Dumnezeu mi-a dat acest semn și mesaj, ca eu să ascult cuvintele unui om pe care poate nu l-am mai întâlnit, pe care l-am întâlnit pentru prima dată sau m-ați reîntâlnit în emisiunile mele și mă puteți găsi, repet, pe YouTube, Aducător de Bucurie, veți vedea, iubiții mei, cum viața voastră se va schimba și cum ceea ce vă spun eu devine realitate, pentru că Sfântul nu a rămas și nu rămâne dator. Iar cei care veți dori să vă dezlegați anumite blocaje emoționale, sufletești, citind rugăciunile pe care le găsiți în cartea aceasta despre care v-am vorbit, dezlegarea celor 7 noduri din pachetul bucuriei, veți afla de fapt că tot ceea ce v-am spus este regăsit în cuvintele alese ale rugăciunilor pe care noi le rostim și care conțin de altfel mesaje adresate sufletului și inimii noastre. Bucurie, iubire, dragoste, plăcere, și mă refer la plăcerea sufletului, nu la cea a trupului, pentru care suntem în stare să cheltuim o avere întreagă și să ne alegem cu nimic. Iubiții mei, aș vrea și vă rog să rețineți ceea ce vă spun astăzi. Că atunci când vom pleca din această lume, indiferent de vârstă, când vom fi la poarta judecății, să ne întâlnim în rai și să ne rugăm și pentru cei care, din păcate, nu s-au trezit la timp și n-au înțeles mesajul cuvintelor mele. Mesajul cuvintelor mele care conțin atât adevăr și conțin de fapt descrierea unei lumi din care prea puțin fac parte. V-aș întreba câți dintre oamenii de pe planeta astăzi sunt fericiți și vă răspund că foarte puțini. Câți dintre oamenii din această țară sunt fericiți și vă răspund din ce în ce mai puțini. În schimb, ce vedem? Vedem o lume a plângerii, o lume în care războaiele, în care ura domină, domnește, în care noi, românii, ne vindem, ne tradăm unii pe alții, ne bârfim, ne judecăm, ne arătăm cu degetul și mai mult decât atât ne facem rău, nu nouă, țineți minte ce vă spun, nu nouă ne vom face rău, copiilor noștri, pentru că tot ceea ce scoți pe gură, aveți grijă, se numesc cuvinte, iar cuvintele sunt ființe vii. Cuvintele sunt cele care pot construi fericirea ta sau o pot ucide. Cuvintele sunt cele care pot să-ți schimbe viața, să-ți schimbe armonia în familie sau să o distrugă. Și sunt case în care cuvintele despre care eu vă vorbesc nici nu există. În fiecare zi se înjură, se drăcuie, se blestemă și după aceea vin, își fac o cruce așa parcă ar alunga muștele și se roagă la Dumnezeu să le îndeplinească cererile lor. Aș vrea doar să vă spun câtă răutate există în această lume. Vă dau două exemple scurte. O femeie din județul Dâmbovița a depus 100 de lei ca dar pentru raclă. Și a doua zi a venit și a făcut cerere la bancă să-i se dea banii înapoi. Să știți că i-am restituit și am făcut eu o cerere să-i mai dau încă 100 cadou pentru faptul că într-un anumit moment s-a gândit să fac un bine. Vă dați seama ce s-a produs în mintea acelei doamne din județul Dâmbovița, care a pus un ban și ulterior s-a răzgândit
Cine i-a vrut o travă în suflet și în inimă? Cine i-a infectat mintea cu bârfă și cu ură, așa cum multora dintre dumneavoastră vă infectează unii oameni care ne bârfesc pe noi, care mă comentează poate pe mine, care poate vin și îmi judecă viața, uitând de fapt că în ochii lor există bârne și că viața lor poate este haotică sau au o viață pe care n-am dreptul să o judec. Eu pentru tot ceea ce ăștia mă rog, ca Dumnezeu să le dea binecuvântare. Și ce este mai dureros pentru mine este faptul că vin oameni la biserică săraci de departe cu mașini din toate județele țării. Își cheltuie bani, vin noaptea pe drum, obosiți, parchează pe drumurile adiacente bisericuței din lemn și se trezesc cu roțile desumflate sau mai mulți cu roțile tăiate și înțepate. V-aș întreba, oare oamenii care fac aceste lucruri nu se gândesc că într-o zi Dumnezeu le va răspunde cu aceeași răutate pe care ei de fapt o au, făcându-vă vouă suferință sau aducându-vă vouă suferință? Și vă spun acelora care ați trecut prin asemenea încercări să nu vă pară rău. Orice palmă pe care vă dă cineva și voi nu sunteți vinovați, se va întoarce în casa voastră ca o binecuvântare. Orice încercare pe care diavolul ți-o pune în cale ca piedică să nu mai vii, să te bucuri că te-a ales pe tine viața, să treci prin ea, căci Dumnezeu pentru încercarea în care tu plângi și te suferi și suferi, mă iertați, te va răsplăti. Le spun acelor oameni plini de răutate să ierte Dumnezeu că nu știu ce fac. Și vă spun că va veni ziua în care acești oameni care fac rău, indiferent cine ar fi, indiferent ce funcție, indiferent ce poziție ar ocupa în viața socială, în viața clericală, în viața de zi cu zi, vor plăti până la ultima lacrimă. Să țineți minte ce vă spun, pe care au provocat-o și au adus-o sufletelor noastre. De ce? Pentru că eu l-am rugat pe Sfânt să fie veghetor, să fie drept și ajutător și să spună lui Dumnezeu, să-și amintească de noi, dar și de acești oameni care au înțeles că făcând rău, de fapt, au realizat ceva, n-au realizat nimic. Sunt atât de mici acești oameni și din păcate așa vor rămâne. Ne vom ruga acum împreună, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită. Cine izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Fiți binecuvântați și cei care mă doriți în casele voastre, puteți cere aceste cărți și pe Sfânt să vă binecuvinteze viața. Amin.